mașină de poliție oprită cam ilegal pe trotuar, calea Victoriei. Și adineori trec o altă mașină de poliție și n-o văzut și nu s-o gândit să-i amendeze. Nu mai spun că polițistul din mașină stă fără mască sau nu, are măcar mască. Nu știu ce au ei aici. O fi oficiu poștal, o fi la spital, dar are omul treabă importantă. Nu știu ce fel de spital este, că afișează drapele de stat și drapele european, de parcă ar fi instituție publică. Dar cel mai probabil e privat. Dacă opream eu aici, luam o amendă. Că nu-i voie, că mai bine merg pe jos. Dar ei au o scuză. Organe de stat. Ia ca și domnul șofer. Vedeți că pune centura? Nu. Nici nu semnalizează că este. Cum prevede legea. Dacă aș face eu asta, m-ar amenda. Sau tu, sau alții. Dar lui se poate. Măcar bine, foarte mare. Mafia cu iaculeț.